puteți culege roadele muncii din ultima vreme. Berbec, în prima parte a zilei, cu prilejul unei călătorii în interes personal, s-ar putea evi ocazia unui câștig neașteptat. Sunteți tentați să vă asumați riscuri prea mari, fiți prudenți și nu forțați norocul. Taur, zi bună pentru a încheia contracte și pentru a semna documente oficiale. Aveți răbdare și nu vă propuneți să obțineți rezultate imediate. Gemeni, sunteți capabili să depășiți mai ușor eventualele dificultăți. Este o zi bună pentru a susține examene și proiecte. Rac, este posibil să întâmpinați dificultăți la locul de muncă din cauza colaborării dificile cu un coleg. Încercați să priviți situația cu obiectivitate și să ascultați și părerile celorlalți. Leu, este posibil să faceți o scurtă călătorie în interes profesional. Sunt șanse să vi se propună o colaborare tentantă. Nu vă grăbiți să decideți astăzi. Fecioară, este posibil să constatați că nu prea reușiți să vă concentrați și să întâmpinați dificultăți în comunicarea cu cei din jur. Nu vă implicați în mai multe activități în același timp. Balanță, sunteți plini de energie și aveți posibilitatea să realizați tot ce v-ați propus pentru astăzi. Profitați de această perioadă favorabilă. Scorpion, această perioadă reușită a colaborărilor depinde de răbdarea și tactul de care sunteți capabili. În a doua parte a zilei este posibil să fiți invitat la o întâlnire cu persoane apropiate. Săgetător, aveți posibilitatea să începeți o afacere la care vă gândiți de multă vreme. Nu vă lipsesc ideile, iar cu banii vă puteți descurca ușor. Capricorn, se anunță o zi agitată cu multe probleme de rezolvat. Perseverența și ideile originale vă ajută să rezolvați tot ce v-ați propus. Vărsător, aveți tendința de a deveni irascibil și riscați să vă treziți în situații neplăcute. Fiți atent și prudent în discuțiile cu colegii de muncă. Acceptați și opiniile celor din jur. Pești, este posibil să resimțiți o stare de oboseală și să nu fiți în cea mai bună formă intelectuală. Ar fi bine să vă limitați la activități de rutină. Atât pentru moment. Să aveți o dimineață frumoasă!